Bună tuturor, eu sunt Ștefania și suntem aici ca să vorbim despre pasiune și mai ales pasiunea în domeniul nostru profesional. Pentru cei care nu știu povestea mea, acum câțiva ani mi-am dat demisia dintr-o companie și îmi doream să caut această pasiune, acest talent și dar unic pe care doar eu îl am și pe care îl pot transforma într-o meserie. Acest lucru este posibil și cu ajutorul coachingului noi putem să aflăm care este această pasiune a noastră. De aceea am invitat-o aici alături de noi pe Laura, care ne poate spune cum putem să căutăm și mai ales să găsim acest dar al nostru și să-l transformăm într-o meserie. Laura, bine ai venit! Poți să ne spui câteva cuvinte despre tine, te rog! Îți mulțumesc, Ștefania, că îmi dai ocazia să vorbesc despre mine și despre ceea ce fac. Sunt un om care iubește oamenii. Cam ăsta ar fi lucrul cel mai apropiat de adevăr în ceea ce mă privește. Și ca o consecință firească, profesia mea actuală este de coach. După mai mulți ani în care am lucrat într-o companie de software, am decis să schimb domeniu pentru că a venit un moment în care mi-am dat seama că pot să fac altceva, ceva mai mult, în sensul în care văd eu o lume ideală, să contribui la această lume ideală. Adică lumea în care oamenii își construiesc și își trăiesc visurile. Au curajul să facă asta, sunt din ce în ce mai liberi și pot să fie creativi, pot să construiască ceea ce sunt meniți să trăiască și să trăiască ceea ce își doresc. Ce a declanșat în tine dorința de schimbare? Există momente de cotitură în viața fiecărui om și am avut și o parte de un moment de cotitură în viața mea. Chiar dacă lucrurile în momentul respectiv erau bune, eram într-o zonă confortabilă, călduță, a venit un moment în care mi-am dat seama că pot să fac altceva. Ceva care să mă facă să trăiesc conform interiorului meu și valorilor mele interioare. Și mi-am dat seama că există un moment în care tiparul de supraviețuire slăbește și în care confortul nu mai are prioritatea pe care o avea înainte. Iar faptul că rămân în același loc, făcând același lucru, asta mă costa foarte mult. Era un cost mult prea mare pe care nu mai eram dispusă să-l plătesc. Se zice că atunci când vrei să te îndrepți conștient către ceva, trebuie să-ți dai seama că nu mai vrei să rămâi unde ești. Și despre asta a fost vorba în momentul în care eu am luat decizia să schimb lucrurile în viața mea. Momentul de conștientizare este foarte important și în momentul ăla de conștientizare mi-am pus niște întrebări. Cum ar fi să fac ceea ce știu eu să fac mai bine? Cum ar fi dacă în momentul ăsta mi-aș decide conștient direcția în care să evoluez? Cum ar fi dacă aș trăi conștient cu pacea minții, a sufletului și cât mai natural posibil, în acord cu interiorul meu și cu valorile mele? Cam despre asta a fost în momentul meu de conștientizare, cam ăsta a fost procesul prin care eu am trecut. De ce ar vrea cineva să treacă de la angajat la antreprenor? Decizia de a trece de la angajat la antreprenor depinde de motivația fiecăruia, e pur personală. Sunt oameni care nu suportă să aibă șefi, nu suportă să li se spună ce să facă. Sunt oameni care au idei, sunt creativi și nu își pot pune în practică ideile decât dacă decid ei ce și cum să facă. Și asta e mai simplu din poziția de antreprenor. Sunt oameni care doresc să trăiască într-un anumit stil, să aibă un anumit stil de viață. Și atunci nu se pot conforma unui program fix, unui loc fix, sau să facă doar călătoriile pe care le presupune jobul pe care l-au. Sunt oameni care nu se mai regăsesc în ceea ce fac până la un moment dat, știu că pot face altceva mai bine, în altă direcție și atunci trec în sfera antreprenoriatului. Oricare ar fi motivul personal al fiecăruia, e absolut necesar să-l conștientizeze și absolut necesar să fie asumat.
Pentru că drumul de la angajat la antreprenor nu e un drum ușor și presupune asumare. Cum poți să obții claritatea atunci când vrei să devii antreprenor? E o întrebare foarte bună, îți mulțumesc pentru ea. Ca să obții claritate, trebuie să te cunoști cât mai bine. E absolut necesar să te cunoști cât mai bine. Exact în scopul ăsta am creat un program care îi ajută pe oameni să treacă din poziția de angajat în cea de antreprenor, iar partea cea mai consistentă a programului exact în asta constă, în a te cunoaște cât mai bine. Fiecare om e unic, fiecare om are talentul lui și e necesar să știe care este talentul lui. Și prin acest program, omul devine conștient, parcurge un proces și devine conștient de darul lui și de modul în care îl poate valorifica. De ce anume crezi că ar avea cineva nevoie atunci când vrea să devină antreprenor? Odată decizia luată, prin cunoașterea motivației la toate nivelele și prin asumarea ei, odată decizia luată, cum spuneam, este necesar să știi ce faci, cum faci, cui te adresezi și cum te adresezi. Iar o afacere presupune resurse. Resurse, atât resurse interne cât și resurse externe. La resurse interne ne referim la pasiune, la talent, la foc interior, la voință. Resursele externe depind de fiecare. De asemenea, e nevoie de competențe specifice pe domeniul ales, e nevoie de anumite abilități, e nevoie de mai ales de o anumită mentalitate. Mentalitatea omului care e angajat diferă foarte mult de mentalitatea antreprenorului, cu siguranță. Și programul pe care l-am creat, exact intenția asta o are, să ajute și să ghideze în acest sens, în a crea mentalitatea potrivită și în a evalua resursele atât interne cât și externe care pot ajuta orice om în procesul de trecere de la angajat la antreprenor. Cum găsești propria ta idee de afacere? Propria ta idee de afacere o găsești identificându-ți talentul, în primul rând. Și în program căutăm aplicarea cea mai bună a talentului personal. Când spun cea mai bună aplicare, mă refer să îndeplinească anumite criterii, atât criterii personale de satisfacție personală și de împlinire, cât și de ancorare în piață. Degeaba facem ceea ce ne place dacă nimeni nu cumpără ceea ce noi oferim. Nu se mai numește afacere. Despre asta este vorba. Sigur că pot să mă uit în jur, să găsesc o afacere sau un model care îmi place și pe care îl pot copia. El poate funcționa, poate funcționa o vreme sau poate nu. Ceea ce urmărim noi în program este să identificăm talentul personal și să valorificăm personalitatea, creativitatea, ideile omului, înclinațiile lui, așa încât să-și găsească exact afacerea personală potrivită pentru el și care să fie o afacere profitabilă și aliniată cu valorile personale. Cum faci ca planul tău să fie fezabil? Finalitatea programului este într-adevăr un plan de acțiune. Planul de acțiune trebuie să înglobeze toți parametrii personali și de afacere, de piață. E chiar obligatoriu să fie prezenți și îndepliniți toți parametrii, adică să faci cu bucurie ceea ce faci, oamenii să aibă nevoie de ceea ce tu oferi și chiar să oferi ceea ce ai promis că oferi, să îndeplinești promisiunile făcute. Pentru ca lucrurile să fie bune pe termen lung, atât în interior cât și în exterior, e absolut necesară integritatea, să acționezi cu integritate. Adică să faci ceea ce interiorul tău o cere, să fii foarte onest cu ceea ce oferi și să fii aliniat cu clientul tău și cu nevoile lui.
În concluzie, ce oferă acest program? Programul oferă ghidare și suport. Oferă un cadru prin care să îți găsești motivațiile personale, talentul personal într-un mod cât mai clar posibil și să-ți găsești o modalitate de a aplica acest talent personal în propria afacere. O afacere pe care să o faci cu bucurie, o afacere care să fie și profitabilă în același timp. De fapt, este un antrenament transformator care, atât cât îi permiți, te poate pregăti pentru perioada dificilă care urmează. Nu este o etapă ușoară, așa încât orice suport este binevenit. E exact ca în sport. Dacă vrei să participi la o competiție și să fii eficient într-un timp scurt ca să obții performanță, ai nevoie să te implici, ai nevoie să acționezi și ai nevoie de un antrenor. Ca să ai cât mai multe șanse de reușită într-o afacere, ai nevoie să nu pierzi, în primul rând, ceea ce ai, să nu pierzi timp, energie, bani, pe o cale care poate nu este potrivită pentru tine. Ai nevoie să îți păstrezi visul treaz, să nu te pierzi pe drum, să nu fii nevoit să renunți la el. Poate că nu e cazul să ajungi să eșuezi într-un job care e mai solicitant și mai stresant decât precedentul. Afacerea ta să fie, de fapt, doar un job mai stresant. Poate că ai nevoie să nu iei o decizie emoțională pe care apoi să o regreți. Și pentru ca toate astea să nu se întâmple, ai nevoie să te implici, ai nevoie să acționezi și ai nevoie de un antrenor. Laura, îți mulțumesc că ai acceptat să facem acest interviu și să vorbim despre pasiune. Acum câțiva ani, când mi-am dat demisia, chiar mi-a plăcut să fie cineva care să mă îndrume, să mă ghideze și îmi dau seama ce important este să fie cineva acolo și mai ales cineva de specialitate care să te ajute, mai ales când vrei să te reinventezi, să descoperi ceva din tine, să creezi, să faci ceva în lumea asta, să simți că îți pui amprenta, să fie cineva cum ești tu, de exemplu, un coach specializat care să te îndrume și să știe exact cum să-ți urmezi pașii pe care i-ai de urmat și să ai acea satisfacție, să nu cauți ani de zile pasiunea ta și să, într-un final, să ai un rezultat foarte frumos, astfel încât să fii mândru și în integritate cu tine. Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru conversația noastră și abia aștept să îi ghidez pe cei care au nevoie de programul meu și au nevoie de suportul meu. Mulțumesc!